Un bărbat în vârstă de 55 de ani a vrut să-și pună capăt zilelor, pentru că era rușine că fiul său nu se căsătorise până la vârsta de 29 de ani. Bărbatul scrisese un bilet de adio pe care i l-a dat unui paznic din gară, după care a căzut inconștient în urma unei supradoze de medicamente. În scrisoarea de adio, bărbatul spunea, printre altele, că a luat o supradoză de medicamente. În biletul pe care i l-a adresat fiului său, bărbatul a scris că a trăit o viață de rușine, pentru că acesta încă nu avea familie. Oamenii de vârsta mea din sat au toți nepoți, dar tu ai 29 de ani și nu ai realizat nimic, i-a scris el. Bărbatul a supraviețuit pentru că a fost dus de urgență la spital, însă cazul a declanșat o întreagă dezbatere pe rețelele sociale despre presiunile la care sunt supuși tinerii chinezi pentru a-și întemeia familii. În China este tradiție ca oamenii să se căsătorească și să aibă copii înainte de a împlini 30 de ani și nu este neobișnuit ca părinții să-și oblige copiii să meargă în fața altarului cu persoane complet necunoscute sau pe care le plătesc în acest scop. Dacă femeile nu se căsătoresc până la 27 de ani, sunt numite shengnu, însă în mediul urban femeile sunt dispuse să-și asume această etichetă, jumătate din ele declarând că nu se grăbesc să se mărite, potrivit unor sondaje locale. Pentru bărbați, presiunea pare mai mare, pentru că se așteaptă ca ei să ducă numele familiei mai departe.